Europenii vor avea un sistem de internet prin satelit. Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru construirea rețelei care va costa 6 miliarde de euro. Demersul vine pe fondul preocupărilor tot mai mari cu privire la progresele militare ruse și chineze în spațiul cosmic și o creștere a lansărilor de sateliți. Alina Tănase are mai multe informații. Alina, bună seara! Bun găsit! Uniunea Europeană va investi cele 6 miliarde de euro pentru a stimula propriile sectoare spațiale de comunicații și pentru a crește securitatea, reducând astfel dependența față de furnizorii străini. Este o idee venită imediat după începerea războiului din Ucraina. A avea propriul sistem de internet prin satelit duce la accelerarea lansării internetului în bandă în Europa, însă ar ajunge și în Africa, oferind astfel posibilitatea Uniunii Europene să le ofere și celor de acolo o alternativă la concurența chineză. De asemenea, este și o soluție de backup în caz de dezastre sau întreruperi majore și astfel ar ajunge această conexiune și în locurile în care sistemul tradițional nu permite acest lucru. Comisia Europeană va aloca 2,4 miliarde de euro, bani care erau destinați altor proiecte pentru acest lucru, iar sectorul privat este așteptat și el să vină cu 3,6 miliarde de euro. Dezvoltarea inițială și implementarea sateliților ar urma să înceapă anul viitor, iar în 2028 ar putea exista un serviciu complet cu criptare la nivel înalt, numit criptografie cuantică. Sistemul de internet ar duce la construirea și lansarea a până la 170 de sateliți de orbită joasă între 2025 și 2027.